Sfârșit tragic pentru doi bătrâni, soț și soție din stațiunea Predeal. Oamenii au fost găsiți fără suflare seară în apartamentul în care locuiau, intoxicați cu monoxid de carbon. Ar fi încercat să se încălzească, spun vecinii, și au lăsat aragazul pornit. Bătrânul era prăbușit în dormitor, iar femeia în bucătărie. Pe semne că a vrut să oprească gazele, însă nu a mai apucat. Am văzut că vine pe smuldul și... Ce fel de oameni erau? Cum se cade? Bătrâni. Vecinii spun că centrala din apartamentul familiei Dumitru era stricată de ceva timp și făceau focul la aragaz pentru a se încălzi, însă nimeni nu se aștepta să-și găsească sfârșitul asfixiați. Nu au mai fost văzuți ieșind din apartament de câteva zile, însă toată lumea credea că sunt plecați la rude în altă localitate. Abia ieri copiii au sunat la 112, speriați că nimeni nu răspunde la telefon. Bătrânii stăteau singuri în apartament, însă aveau un câine credincios și liniștit, care însă a devenit agitat în perioada în care cei doi și-au pierdut viața. Un câine credincios plânge, uitați ce plânge. Ce fie supărat, ce fie supărat, așa e? E supărat, așa e, supărat, da, da. Plângi după cine plângi? După bunici, așa e? Familia Dumitru era cunoscută în Predeal. Bărbatul avea 80 de ani și toată viața a fost croitor, iar femeia era casnică și avea 75 de ani. Erau oameni buni, spun vecinii, care nu mai au liniște de când au aflat că s-au stins din viață. A mers numai cu gazele și s-a asfixiat de la gaze. Cum i-au găsit pompieri? Păi au găsit morți, asfixiați. Pe domnul în cameră și pe doamna în bucătărie. Și li s-a stricat centrala de o săptămână și a mers cu gazul. Și gazul i-a băgat în mormânt. A fost cineva care i-a avertizat să nu, că nu e bine ceea ce... Păi i-am avertizat că nu e bine să doarmă cu gazul, dar ei tot, dacă le-a fost frig și așa... Trebuia să-mi cu gazul. Da, da. Erau pensionari, erau oameni. Medicul a spus aseară că aproximativ de 4 zile, cam așa, erau asfixiați. I-am cunoscut așa ca oameni, dar... Ce fel de oameni erau? Foarte, cum se cade, da. Corpurile neînsuflețite au fost transportate la morga din Brașov pentru a se stabili cu exactitate cauzele și ziua morții. Între timp, familia se pregătește de înmormântare.